Lunar, aproximativ 5-6 minori ajung la urgențe în urma consumului excesiv de alcool. Ulterior, aceștia sunt monitorizați în cadrul secției de pediatrie, iar la 24 de ore de la internare sunt transferați către secția de neuropsihiatrie infantilă pentru a primi consiliere psihologică. Am constatat în ultima perioadă o creștere a numărului de cazuri de intoxicații voluntare cu alcool și etnobotanice la copiii mari, în special cei adolescenți, 14, 15, 16 ani, să spunem așa, o medie cam de 4, 5, 6 cazuri pe lună. În general, acești copii sunt aduși cu ambulanța la UPU, la serviciu de urgență. Majoritatea copiilor care ajung aici provin din familii dezorganizate. În general, părinții, mediul din care provin acești copii, provin deci din familii, să zic așa, dezorganizate, unde nu sunt, sau familii în care părinții sunt extrem de ocupați și nu prea pot monitoriza, fiind foarte ocupați, nu pot monitoriza activitatea extrașcolară, timpul liber al copiilor lor, și atunci se pot întâmpla aceste incidente care, din păcate, sunt destul de neplăcute, care pot avea repercusiuni asupra sistemului nervos al copiilor. Cei mai mulți minori care se confruntă cu această problemă au vârste cuprinse între 12 și 14 ani, iar o parte dintre aceștia sunt deja dependenți de alcool ori etnobotanice. Din păcate, în cadrul secției de pediatrie nu se pot efectua teste pentru a depista ce anume au consumat aceștia.